în contextul evenimentelor actuale. Atunci când se pune întrebarea dacă merită România să fie apărată în caz de război, sau mai grav, dacă mai merită România să existe, răspunsul pe care ar trebui să-l dea orice român rațional, dotat cu o minimă conștiință și educație, necondiționat, instinctiv, firesc și obligatoriu, este cel afirmativ. Fără sloganuri patriotarde, siropoase, electorale, ați apăra țara înseamnă în primul rând ați apăra copiii, părinții și frații, înseamnă ați apăra casa, pământul și locul în care te-ai născut, ai crescut și în care trăiești, și nu în ultimul rând ați apăra libertatea ta și a celor dragi ție. Luându-o altfel, dacă cei 150.000 de români căzuți la cotul Donului, dacă cei 10.000 de români se cerați la Oarba de Mureș, dacă zecile de mii de luptători anticomuniști uciși în munți sau în închisorile comuniste nu ar fi considerat că merită să se jertfească pentru țara lor, probabil că acum, într-o limbă slavă destul de scâlcită, mulți dintre noi am fi înjurat și am fi tremurat înghețați printr-un tranșeu din Ucraina și ne-am fi numit Ivan, Igor sau Dimitri.